Iubită biserică, veniți să ne ridicăm în picioare să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea profetului Habacuc. Citim capitolul 3. Citim întreg capitolul. Pagina 903 în traducerea Cornilescu. Habacuc capitolul 3. Rugăciunea prorocului Habacuc. Decântat în felul cântecelor de jale. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt vine din muntele Paran. Măreția Lui acoperă cerurile și slava Lui umple pământul. Sălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze și acolestească însătăria Lui. Înaintea Lui merge ciuma și molima calcă pe urmele Lui. Se oprește și măsoară pământul cu ochiul, privește și face pe neamuri să tremure. Munții cei veșnici se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă. El umblă pe cărări veșnice. Văd cortul Etiopiei pline de groază și se cutremură colibele din țara Madianului. S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia ta? Sau împotriva mării se varsă urgia ta? De încălecat pe caii tăi și te-ai suit în carul tău de biruință? Arcul tău este dezvelit. Blestemele sunt săgețile cuvântului tău. Tu despici pământul ca să dai drumul râurilor. La vederea ta se cutremură munții, se năpustesc râuri de apă, adâncul își ridică glasul și își înalță valul în sus. Soarele și luna se opresc în locuința lor, de lumina săgeților tale care pornesc, de strălucirea suliței tale care lucește. Tu cutreieri pământul în urgia ta, zdrobești neamul în mânia ta, ieși ca să izbăvești pe poporul tău, să izbăvești pe unsul tău, sfărâm acoperișul casei celui rău, o nimicești din temelii până în vârf. Străpungi cu săgețile tale capul căpetenilor lui, care să năpustesc peste mine ca furtuna, să mă pună pe fugă, scoți în strigăte de bucurie, ca și cum ar fi și mâncat pe cel nenorocit în culcuș. Cu caii tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele. Îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupitorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioare ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Amin. Amin. Rog să ocupați locurile, dragii mei. Domnul să binecuvânteze Biserica Sfânta Treime. Amin. Domnul să binecuvânteze pe toți credincioșii din toate bisericile din Bistrița. Amin. Și fie ca să ne pregătim cu adevărat pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Amin. Și când Hristos va reveni, să fim alături de cei care îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Acest lucru vă doresc din toată inima. Amin. Să fim împreună. Amin. Bihoreni, bistrițeni, indiferent din ce parte a țării. Pentru că El va veni. Însă noi suntem pregătiți? Pentru pregătirea noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Pe care îl citim, la care medităm, pe care îl studiem, pe care îl proclamăm. Ne pregătim prin cuvântul lui Dumnezeu.
Și mă bucur că dumneavoastră puneți un mare accent pe cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să o binecuvinteze. Amin. Ieri fratele Tim Hill, care a fost la conferință de tineret, vorbind despre subiectul de a fi plin de Duhul Sfânt, spunea de contextul în care este scris această poruncă. Fiți plin de Duh, spune în Efeseni. Înainte de această poruncă spune să înțelegeți care este voia Domnului, dar după ce spune fiți plin de Duh, se pune problema închinării. Un om plin de Duhul Sfânt se închină după călăuzirea Duhului Sfânt. Și spune acolo despre ce spune Pavel, vorbiți între voi cu psalmi. Ce sunt psalmii? Expresiile inimii, sunt rugăciuni ale inimii. Sunt cântece ale inimii care te adresează lui Dumnezeu. Cuvântul psalm e o formă de închinare care lași rugăciunea inimii, cântecul inimii să se adreseze spre Dumnezeu. Dacă suntem plini de Duhul Sfânt, inima noastră va exploda spre Dumnezeu. Va vorbi cu Dumnezeu. Capitolul acesta, versetul 1 spune în felul următor. Rugăciunea prorocului Habacuc. Decântat în felul cântecelor de jale. E și rugăciune, e și cântare. În sensul larg, a ceea ce înseamnă psalm, poate fi și un psalm. Sunt comentatori care consideră că intră în tiparul psalmilor. Și rugăciune, și cântare. De aceea am dat titlul acestui mesaj, Psalmul lui Habacuc. Sau rugăciunea lui Habacuc. Sau cântarea lui Habacuc. Sau profeția lui Habacuc. Însă cuvântul psalm include și ideea de rugăciune, și ideea de cântare, și ideea de profeție. De ce să ne intereseze pe noi, creștini din secolul 21, un capitol din Vechiul Testament? De ce să vorbim din el? Rugăciunea lui Habacuc. Sau noi românii avem o vorbă pentru cântecele de jale, doina, doina lui Habacuc. E o doină a profetului, o doină profetică. De ce să ne intereseze pe noi fiecare capitol al Bibliei? Sunt unii care au numai cărți preferate. Numai cărțile preferate le studiază. Dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Toată Scriptura. Ce spune despre toată Scriptura? Este inspirată de Dumnezeu. Deși Habacuc 3, așa e? Și capitole care nu prea plac la unii din Levitic. Levitic. Le dau, fiind profesor la liceu Betel, le dau temă la elevi să citească anumite pasaje din Scriptură, anumite cărți din Scriptură și întreb, ți-ai făcut tema? Da, zice cineva. Elevii recunosc, da, dar nu toată. Ce n-ai făcut? Păi zice, am sărit peste genealogii. Nu le-am citit. Vreau să vă întreb, această listă de genealogii din Scriptură este și inspirată de Duhul Sfânt? Amin. Credem lucrul acesta? Sau numai narațiunile? Dragii mei, eu cred din toată inima mea. Toată Scriptura, fiecare verset din Biblie este inspirat de Duhul Sfânt. Amin. Și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprionire. De aceea este foarte important să luăm toată Scriptura, nu doar pasajele care ne plac, nu doar cărțile care ne plac. Deci nu putem predica toată ziua doar de Daniel în cuptorul de foc. Dar acest lucru nu înseamnă că dacă Dumnezeu vrea să ne ascultăm 100 de predici pe același subiect. Psalmul lui Habacuc. Nu știu să analizăm, astăzi să cugetăm, să aprofundăm, să medităm la psalmul lui Habacuc, la doina lui Habacuc. Foarte bine s-a legat și cu ce a zis fratele Berci de rugăciune care să fie cântare și cântare care să fie rugăciune. Habacuc trăiește și rugăciune și cântare. Sau de ce a zis fratele Cornel de importanța meditației. În primul rând să vedem ce indicații muzicale. Ce indicații muzicale sunt pentru acest psalm.
Găsim în versetul 1. Decântat în felul cântecelor de jale. Psalmul acesta nu se putea cânta ca o cântare a treptelor. Se încadra în cântecele de jale. Era o cântare de tristețe, o cântare de mâhnire. Trebuie să avem curajul să ne exprimăm tristețea înaintea lui Dumnezeu. Dar mulți au ajuns în starea aceea în care nu mai spun tristețea lor înaintea lui Dumnezeu. Povestesc doar la o cafea cu prietenii și atât. Și Iuda a avut o tristețe. Știți că Iuda s-a întristat că l-a vândut pe Iisus? Spune Scriptura, i-a părut cum? Rău. Dar Iuda nu s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu, n-a plâns înaintea lui Dumnezeu. N-a venit înaintea lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău, am păcătuit împotriva ta. Iuda doar înaintea oamenilor, atât. Mâhnirile noastre nu trebuie să le spunem doar oamenilor. Și la oameni le putem spune, la cei care le pot purta. În primul rând, mâhnirile noastre și tristețile noastre trebuie să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru ne învață psalmul Iabacuc, decântat în felul cântecelor de jale, dar în fața cui cânti cântarea aceasta de jale? În fața cui rostești această rugăciune? În fața lui Dumnezeu. Haideți să ne vărsăm inima înaintea lui Dumnezeu. Dacă sunt unii care astăzi au mâhnire în inimă, dacă sunt unii care au tristețe în inimă, să-și verse această tristețe înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne ia toate tristețile noastre, toate mâhnirile noastre, este acel Tată care ne cunoaște și ne poartă poverile. Binecuvântat să fie El! Mai este însă o indicație muzicală. În versetul 19, partea a doua, spune așa, către mai marele cântăreților. Interesantă trimitere. Și mai marele cântăreților trebuia să fie atent la acest psalm. Și apoi este următoarea indicație, decântat cu instrumente cu coarde. Și eu subscriu ce a zis fratele repede, apreciez fiecare instrument. Contează însă cu ce ungere cânți la fiecare instrument. Mai marele cântăreților trebuia să cânte psalmul acesta, cântarea aceasta, rugăciunea aceasta, la instrumente cu coarde. Sunt psalmi în care ni se spune, nu, să lăudăm pe Domnul cu ce? Cu trâmbițe. Ce este bine? Trâmbița arată sărbătoarea, trâmbița arată altceva. Dar mulți au inima zdrobită, inima multora este în corzi. Aceste instrumente cu coarde exprimau, de fapt, starea de tristețe a inimii. Referitor la indicațiile muzicale, într-o altă traducere, cel mai mult iubesc traducerea Cornilescu, mai studiez și alte traduceri ale Bibliei, în noua traducere română, indicațiile muzicale sunt în felul următor, capitolul 3 cu versetul 1. Rugăciunea profetului Habacuc, decântat precum un sighionot. Este o trimitere care arată ce înseamnă sighionot. Probabil un cântec cu un ritm foarte dinamic. Ba, care e logica? De ce acest specific al cântării ebraice trebuia... De ce tristețea să o cânți pe ritmul acesta? Știți, uneori tristețea se revarsă din inima noastră val după val. Asta tristețe este. Asta tristețe este în noi, pe care nu putem mărturisi. Pentru relațiile rupte. Am fost martor în sudul României la fenomenul acesta al tristeții părinților care au copii plecați în străinătate. În Banatul de Munte, fiindcă ei știau cum să fugă, să treacă Dunărea în Iugoslavia în timpul regimului comunist, tinerii care erau pe clisura Dunării treceau. Pudeau în Iugoslavia și apoi în America și în alte părți. Și rămâneau părinții singuri, fără copii. Dragii mei, nu aveai voie să vin apoi în România, știi?
Nu se mai vedeau niciodată unii dintre ei. Niciodată. Și nu erau telefoane mobile ca astăzi, nu se pot la telefon. Nu! Știți cum era inima acestor părinți? Și n-am auzit mărturie așa de puternică și acolo din sudul României, din Clisidoar Dunării. Plângea val după val. Dimineața se sculau și plângeau, oare unde-s copiii mei? Seara la fel. Era așa ca o revărsare dinamică de tristețe. Pentru că, practic, și-au crescut copiii pe la anumită vârstă și după aceea copiii s-au dus. Dar acum se petrece un fenomen invers. Nu prea mai plâng părinții după copiii, ci invers. Copiii plâng după părinți. La nivelul Ministerului Educației și nu numai, să fac statistici. Câți copii au rămas fără părinți acasă, fiindcă părinții sunt plecați în străinătate? Să se dea o asistență specială din partea profesorilor pentru copiii care au părinți plecați în străinătate. Pentru că se întâmplă de tristețe. Acești copii care au părinți plecați în străinătate și sunt crescuți fără părinți, știți că se mai sinucid dintre ei. Nu rezistă la tristețe, nu rezistă la mâhnire, n-au cu cine vorbi. Sunt lăsați fie crescuți de un unghi, fie de o mătușă, care uneori nici la un vecin. Dumnezeu este interesat de mâhnirea noastră, de tristețea noastră. Habacuc, capitolul 3, este o doină, o rugăciune, o cântare de jale. De aceea, poate, ce spune noua traducere română, de cântat precum un sighionot, un cântec cu un rit foarte dinamic, practic este această revărsare a tristeții. Tot noua traducere română spune așa în capitolul 3, versetul 19b, unde dă indicația muzicală, pentru dirijor, de cântat cu instrumentele mele cu coarde. Dirijorul era un om profesionist în muzică. Deci vreau să punctez. Dumnezeu iubește când oricare dintre noi cântăm și lăudăm pe Domnul. Dar este bine să fie și profesioniști, adică oameni care au chemare specială în direcția aceasta. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care sunt profesioniști la dumneavoastră în biserică. Amin. Și aveți destui, mă bucur, este o comoră aici în biserica dumneavoastră. Trebuie acest profesionist în mod deosebit să slujească. Nu înseamnă că oricare, pentru că în Scriptură, în biserica primară, oricare avea această libertate. Trebuie să fim atenți, oare e chemarea mea acolo? Nu cumva chemarea mea în altă parte? Apare de trei ori în rugăciunea aceasta, în psalmul acesta, sau cântarea de jale, sau doină, apare de trei ori cuvântul oprire. În versetul 3 apare oprire. Ați văzut că atunci când am citit m-am oprit puțin. În versetul 9 apare oprire, în versetul 13 apare oprire. Acum, credeți că la întâmplare este în Scriptură scris cuvântul oprire? Deci trebuie să ținem cont până și de cuvântul acesta oprire. Dragii mei, până și în tristețe trebuie să fie oprire. Până și în mâhnire trebuie să fie oprire. Și fie ca Domnul să rostească la mâhnirea ta oprire în această dimineață. Fie Domnul să rostească la mâhnirea ta oprire în această dimineață. Este o această oprire, trebuie să învățăm până și lucrul acesta minor. Unul singur poate să oprească mâhnire, Dumnezeu. Sunt mâhniri care nu se pot spune. Ne identificăm de aceea cu Habacuc capitolul 3. Analizând, al doilea punct în analiza aceasta psalmului Habacuc, este următorul, cererea către Dumnezeu. Versetul 2 prezintă, de fapt, care a fost cererea. Ce a cerut Habacuc? Cine? Habacuc a fost un proroc. Numele lui se traduce cu îmbrățișare. Era un proroc cu deschidere poetică. A fost un proroc care căuta fața lui Dumnezeu, care medita. Îi plăcea să mediteze. Foarte bine se leagă de ideea de meditație. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Citesc și traducerea cealaltă, noua traducere română, același verset. Doamne, am auzit de faima ta. Lucrările tale, Doamne, îmi inspiră teamă. Lucrează și în cursul acestor ani. Fă-te cunoscut și odată cu trecerea acestor ani, dar la mânie adu-ți aminte de îndurare. Care a fost cererea profetului? Doamne, fă-te cunoscut în trecerea acestor ani. Care ani? Anii care vor veni, anii răi care vor veni.
Aici este miezul profetic din Habacuc 3. Domnul îi descoperă prorocului, vor veni ani răi. Și profetul se îngrozește. Știți cum se roagă profetul? Și în cursul acestor ani, în trecerea acestor ani, fă-te cunoscut, chiar dacă vin acești ani răi, Doamne, însuflețește-ți lucrarea, fă-te cunoscut în trecerea anilor. Doamne, și în acești ani răi care vor veni, eu am această dorință, vreau să te cunosc mai mult. Chiar dacă vin ani grei, vreau să te cunosc mai mult. Ne putem și noi ruga așa? Învățăm de la profetul Habacuc același lucru? Avem această cerere? Doamne, vrem să te cunoaștem mai adânc. Doamne, vrem să te cunoaștem mai mult. Știți care a fost dorința Domnului Iisus Hristos? În Ioan capitolul 17. Să-L cunoaștem pe El. În profetul Ieremia este un lucru care m-a pus pe gânduri. Prima oară am auzit un mesaj despre această învățătură a profetului Ieremia de la medicul Nadiei Comăneci. Și spunea în felul următor, era un om credincios. Parafraza ce a spus profetul Ieremia, cine se laudă, să nu se laude că... Cu ce să nu se laude? Care înțelepciune? Să nu se laude că e puternic. Deci să nu se laude cu bogăția. Deci toate motivele noastre de laudă. Păi cu ce să te mai lauzi? Dacă nu te poți lauda cu diplomele, dacă nu te poți lauda cu conturile, dacă nu te poți lauda cu frumusețea, dacă nu te mai poți lauda cu ce să te mai lauzi? Și știți ce zice profetul? Să se laude că mă cunoaște. Deci înseamnă că un capital fantastic, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Doamne, ridică o generație care te cunoaște. Și chiar dacă vor fi ani răi, Domnul a descoperit lui Habacuc, vor veni ani grei. Nu vor veni, poporul tău va fi subjugat, veți ajunge o colonie practic. Bogățiile se vor duce la alții, voi veți merge la alții. Dar chiar dacă vor veni ani grei, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor. Acest lucru mă rog pentru țara aceasta, mă rog pentru tineri, mă rog pentru bătrâni, pentru adulți. Doamne, fă-te cunoscut în România. Vrem să-L cunoaștem în toată frumusețea, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Vrem o cunoaștere echilibrată a fiecărei persoane a Sfintei Treimi. Sunt unii care... doar mai mult cu Tatăl, alții doar cu Iisus, alții doar cu Duhul Sfânt. Noi vrem echilibrat. Vrem și pe Tatăl, vrem și pe Fiul, vrem și pe Duhul Sfânt. De aceea mă bucur de numele Bisericii dumneavoastră, Biserica Sfânta Treime. Să fie rugăciunea noastră. Vor veni ani grei, Doamne, și peste România. Ne asemănăm cu contextul acesta din Habacuc, dintr-un punct de vedere. Ani grei vor veni și peste Europa. Și tot mai mulți oameni realiști spun, nu vin ani ușor. Dar, Doamne, chiar dacă vin acești ani, în trecerea anilor, fă-te cunoscut, Doamne. Noi știi cum așteptăm acești ani? Cu o singură dorință. În ciuda acestor ani, în ciuda acestor contexte negative, noi avem o dorință să cunoaștem mai adânc pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Pentru asta ne rugăm și aș dori să puneți în rugăciunea dumneavoastră. Doamne, în trecerea anilor care vor veni peste noi, noi vrem exact ce zice și Ieremia. Nu vrem să ne lăudăm cu înțelepciunea noastră, nu vrem să ne lăudăm cu tăria noastră, nu vrem să ne lăudăm cu bogăția noastră, nici măcar cu frumusețea noastră, ci vrem să ne lăudăm că te cunoaștem pe tine. Se spune despre noi, uite, acești oameni îl cunosc pe Dumnezeu. Ei umblă cu Dumnezeu. În analiza noastră, psalmii Habacuc, ne-am uitat la indicațiile muzicale, am văzut cererea către Dumnezeu și acum miezul acestui psalm, dezvoltarea acestui psalm, prezența lui Dumnezeu, plină de putere în istorie, de la versetul 3 până la versetul 15. Prezența lui Dumnezeu este subliniată. E atât de importantă prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Să știi că Dumnezeu este prezent cu tine. Să știi că experimentezi ce spune Matei 28, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Însoțirea lui Dumnezeu. Împăratul Saul a pierdut această prezență a lui Dumnezeu. A pierdut.
Era credincios și el, nu? A avut chiar ungere deosebită de la Domnul. Viața în care pierzi prezența lui Dumnezeu, viața în care nu mai simți această prezență, de fapt nici nu ai, este o viață tragică. De aceea Saul are o imagine tragică. El a pierdut prezența lui Dumnezeu în viața lui, fiindcă a fost neascultător. Psalmul Iabacuc, acest subiect dezbate, prezența lui Dumnezeu plină de putere. Iabacuc, prezentând această temă a prezenței lui Dumnezeu plină de putere în istorie, practic prezintă două imagini ale lui Dumnezeu, în mod deosebit. Dumnezeul care vine, de la versetul 3 până la versetul 7, și Dumnezeul care se luptă, de la versetul 8 până la versetul 15. Dumnezeul care vine. Dumnezeul care vine în mijlocul poporului. Dumnezeul care își arată prezența. Și a doua imagine, Dumnezeul care se luptă. Dumnezeul care se luptă pentru poporul lui. Dumnezeu care se luptă pentru credincioși. Vreți să gustați ambele realități? Vreți ca Dumnezeu să vină în mijlocul vostru? Vrei ca Dumnezeu să vină în familia ta? Vrei ca Dumnezeu să vină în evenimentele vieții tale? Da, noi credem, noi proclamăm Dumnezeu prezent. Prezent în istorie, prezent în viețile noastre. Acest Dumnezeu îl vrem, despre acest Dumnezeu vorbim. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu absent, stă undeva și nu-i pasă de noi. Lui Dumnezeu îi pasă de noi, mărire Lui. Lui Dumnezeu îi pasă de tine, glorie Lui. Îi pasă de mine. Noi un astfel de Dumnezeu avem, care vine în mijlocul nostru și care se luptă pentru noi. Haideți să vedem fiecare din aceste imagini și cum această rugăciune profetică, acest psalm, practic, prezintă lucrurile acestea. Expresia aceasta a puterii lui Dumnezeu arată caracterul divin al lui Dumnezeu. Dumnezeul care vine afectează natura. În Vechiul Testament, în Noul Testament, avem prezentat acest Dumnezeu care vine, acest Dumnezeu care vine la rugul aprins. Și când Dumnezeu a venit la rugul aprins, Moise a fost atins. Găsim lucrul acesta în Exod, capitolul 3, primele 5 versete. Sau Dumnezeu care vine pe muntele Sinai, Exod 19, de la 16 la 19, și din nou vedem pe muntele Sinai. Prezența asta lui Dumnezeu influențează natura, influențează psihicul uman, ne influențează pe noi. Trebuie să fim foarte atenți când dezbatem problema asta a venirii lui Dumnezeu. La biserica Betel din Oradea, unde sunt unul din slujitori, anul acesta ne-am concentrat foarte mult pe stăruință. Rugăciune inimii mele, fiindcă ne-am împărțit mai mulți slujitori în ce zile să coordoneze stăruința. Un slujitor coordona luni, altul marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, adică până vineri. Știți care a fost rugăciunea mea, dorința mea? Doamne, ajută-mă să nu manipulez oamenii. Pentru asta am rugat. Noi credem că Duhul Sfânt se revarsă și fără intervenția noastră. Noi credem lucrul acesta. Numai că știți că sunt două extreme. De frica de a nu manipula, nu mai faci nimic. Și atunci diavolul te-a prostit. Trebuie să fii foarte atenți. Eu cred că dacă un om se roagă sincer, urmărește, nu va cădea în ispita asta manipulării. Indiferent ce zic cei din jur. Și m-am rugat și am zis, Doamne, am făcut stăruințe și la Oradea, am făcut stăruințe și la Ștei, unde slujesc ca păstor în anii trecuți, și am vorbit cu păstorul asistent și am zis, Dorel, hai să încercăm să nu... În măsura noastră să nu manipulăm deloc. Adică ce înseamnă manipulăm? Diavolul ne poate folosi fără să ne dăm seama, dar ne rugăm să nu ne manipulăm. Și ce s-a întâmplat? La biserica Betel, anul acesta, Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt peste 100 de oameni. Și majoritatea tineri. Acum s-ar putea cei din afară să spună despre noi tot felul de lucruri, dar Dumnezeu se uită la inimă. Și când noi spunem, Doamne, ajută-ne, nu vrem. Vrem să fim cu inimă curată. Dar nici nu putem să stăm de frica ce zic alții deoparte. Știți că Dumnezeu te binecuvântează? Pentru că noi credem în Dumnezeu care vine. Noi credem în Duhul Sfânt care vine. Noi credem în Iisus Hristos care botează cu Duhul Sfânt. Noi credem în Iisus Hristos care umple cu Duhul Sfânt.
Noi credem în Dumnezeu care vine între noi. E adevărat, unii vor zice, voi folosiți diferite tehnici. Dacă folosim diferite tehnici, trebuie să ne pocăim. Dar dacă folosim Duhul lui Dumnezeu, lăudați să fie Domnul. Foarte important și granița uneori e foarte aproape, să știți. Dar dacă noi suntem sinceri, repet, Duhul Sfânt se revarsă. Și la Știi am avut aceeași experiență. La Oradea am chemat în față și la Știi am chemat în față pe oameni. Ne rugam pentru ei, ne puneam mâinile peste ei și mereu mergeam cu frică de Dumnezeu. Nu cumva noi să o luăm înaintea Duhului Sfânt. Te rogi pentru ei, strigi la Dumnezeu pentru ei. Te ferești să faci ceea ce nu place Domnului. La Știi am avut experiența în care dintr-o dată peste un bărbat s-a revărsat Duhul Sfânt și a început să vrească curgătorul în altă limbi că nu puteai să-l oprești. Mi-a la păstora să ne dorele, ne retragem, lasă Duhul Sfânt să-ți facă activitatea. Dumnezeul care vine. Ne acuză unul și altul de... Nu trebuie să ne temem, dar trebuie să fim în alertă. Nu cumva să aibă dreptate. Dar dacă nu au dreptate, va trebui să facem stăruințe, va trebui să chemăm oamenii la Domnul, dar va trebui la cina Domnului să vorbim de Domnul, nu de cântece din acestea de dragoste de familie. Dumnezeul nostru care vine, vine cu adevărat mărire Lui. Amin. Și-L așteptăm cu brațele deschise. Amin. Când Dumnezeu vine, îți afectează natura, afectează psihicul uman. Dumnezeul acesta îl așteptăm între noi. Așa este prezentat ca un Dumnezeu care vine, vine din Teman, vine din muntele Paran. Acum mi-am pus întrebarea, de ce vine din Teman? Ce are de face Temanul? De ce vine din muntele Paran? Care-i sensul? Când au început cucerirea Canaanului, Temanul și muntele Paran a fost pe traseul acesta al cuceririi. Când spune că Dumnezeu vine din Teman și din muntele Paran, spune Dumnezeul care v-a călăuzit pe voi în cucerirea Canaanului, aduceți aminte, a fost cu voi pe traseu și Dumnezeul care v-a însoțit vine cu voi. Noi nu vrem un Dumnezeu străin să vină cu noi. Noi vrem să vină cu noi Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos. Nu vrem un alt Dumnezeu să vină cu noi. Vin vremuri, dragii mei, de mari înșelăciuni. Chiar și între noi se ridică oameni, adorat în cercuri mici, încă discrete, care tăgăduiesc Sfânta Treime. Unii vorbesc de Sfânta Doime, că nu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, doar Tatăl și Duhul, sau Tatăl și Fiul. Ce ne facem la aceste înșelăciuni? Cuvântul lui Dumnezeu să medităm. Noi trebuie să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. A doua imagine a Dumnezeului care se manifestă, a Dumnezeului prezent, pentru că despre prezența lui Dumnezeu, în mod deosebit, este acest cântec de jale. În ciuda mâhnirilor noastre, Dumnezeu este prezent. Dumnezeu este prezentat ca un războinic divin. Acest războinic divin, de la versetul 8 la versetul 15. Aici imaginea Dumnezeului care e războinic puțin încalcă tradiția unora, că pentru unii Dumnezeu e un Dumnezeu bătrân care te ia în brațe, ai păcătuit, te-am iertat, mai păcătuiește. Știți cum prezintă Habacuc imaginea lui Dumnezeu? Războinicul divin. Este Dumnezeul tău un războinic? Atunci vei fi și tu un războinic pentru cauza Lui. Dacă imaginea ta despre Dumnezeu este un Dumnezeu din acesta moale, un Dumnezeu care lasă păcatul, dezordinea în biserică, un Dumnezeu care lasă poporul să facă ce vrea, nu e imaginea corectă despre Dumnezeu. Imaginea pe care o prezintă Dumnezeu în Habacuc 3 prin Duhul Sfânt este Dumnezeul războinic. Acest Dumnezeu războinic confruntă marea și râurile, citim în versetul 8. Și marea și râurile. Dumnezeul nostru, ca să facă o minune, se războiește cu legile naturii. Ca să vindece un cancer, trece peste legea naturală, peste legea bolii.
Extindem această idee. Eu cred într-un Dumnezeu care e mai tare ca natura. Eu cred în Dumnezeu care poate tămădui orice boală. Eu cred într-un Dumnezeu care poate face orice minune, care este în armonie cu caracterul Lui. Crezi în acest Dumnezeu războinic? Care confruntă natura, care confruntă până și legile naturii, ca o stare de excepție, adevărat. Dacă crezi, tu simți în inima ta, Habacuc, capitolul 3, acest psalm al lui Habacuc este și al tău. În mitologia cananită, Baal confruntă zeul personificat Iam, adică Marea. Când Habacuc îl prezintă pe Dumnezeu, că acest Dumnezeu confruntă Marea, îl face mai tare ca pe Baal. Nu doar Baal are autoritate peste natură, nu doar Baal confruntă zeul Iam. Și Dumnezeul care a făcut cerul și pământul e mai tare. Dumnezeul nostru este cel mai tare. Este Dumnezeul tău personal cel mai tare? La Exod, Marea Roșie este atinsă de puterea divină. El are control asupra apei, asupra întregii creații. Prezintă un Dumnezeu atotputernic. Vreau să te întreb, este Dumnezeul tău atotputernic? Vreau să o fac o mărturisire. S-ar putea să se supere pe mine unii. Dar astăzi vorbim de psalmul Habacuc. Am și o tristețe în inimă. O mâhnire. Știți ce mă întristează? Cum poate un credincios evanghelic să se spânzure? Știți că se înmulțesc cazurile celor care sunt din biserici evanghelice, care se spânzure, se sinucid. Cum poate? Nu-i puternic Dumnezeului? Oare nu cumva imaginea noastră despre Dumnezeu este prea redusă? Dragii mei, Dumnezeul nostru este un războinic viteaz care te poate scoate din orice încurcătură. Dumnezeul nostru este un războinic viteaz care luptă pentru tine. Nu este soluția sinuciderea. Nu este soluția să ieși din biserică. Și soluția este să privești spre cer. Și să zici, Doamne, Tu ești războinicul viteaz. Te invit în viața mea. Te invit în situația mea. Te invit în problemele mele. Eu vreau să lupt până la capăt pentru viața. Ce a fost trist pentru mine, când nu doar membrii simpli au ales varianta sinuciderii, ci și chiar predicatori. Dacă Dumnezeul tău este un războinic viteaz, tu vei lupta până la capăt. Vei lupta până la capăt în orice situație. Sinuciderea nu este o soluție. Dumnezeul, războinicul viteaz, te poate scoate din orice situație. Iar dacă nu te va scoate din orice situație, rămâne cu tine în orice situație. Și ce au zis cei trei tineri? Dumnezeul nostru ne poate? Dar dacă nu o va face, tot vom rămâne loial lângă Dumnezeu. Deci chiar dacă Dumnezeu, să zicem, te lasă într-un necaz, te lasă într-o situație, acel Dumnezeu e cu tine. Întăriți-vă, îmbărbătați-vă. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viteaz care luptă pentru noi. În versetul 12 vedem că nu doar natura, ci și națiunile străine simt prezența războinicului divin. Tu cutreieri pământul în urgia ta, zdrobești neamurile în mânia ta, ieși ca să izbăvești pe poporul tău, să izbăvești pe unsul tău, sfărâm acoperișul casei celui rău. Acest Dumnezeu se implică până și în casa celui rău. Acest Dumnezeu izbăvește pe poporul lui. Acest Dumnezeu poate zdrobi neamurile. Dumnezeul nostru este un războinic viteaz. Și acest războinic viteaz este atent uneori la fiecare vorba noastră. În anii regimului comunist erau unii activiști care aveau curaj să-și bată joc de Dumnezeu. Sunt și astăzi, ca
alții care nu se dau comuniști și bat joc și mai rău. Și de asemenea, activist, trebuia să vină la Oradea cu trenul și în gara, așteptând trenul, i-a zis la un grup de oameni credincioși: bă, voi mai credeți în Dumnezeu? Păi, ăsta e mit, Dumnezeu e mit. Bă, dacă există Dumnezeu, eu îi dau un șut. Credincioșii au tăcut, ce să spună? S-a dus activistul la Oradea, a rezolvat problemele pe care le-a avut și a venit înapoi după masă cu trenul, același, poate trenul perechi, echivalent. Dar a întârziat puțin. Trenul s-a pornit în mișcare și el a încercat din mers să se urce în tren, a alunecat și a căzut și trenul i-a tăiat piciorul, piciorul drept. S-a oprit trenul și oamenii la care i-a zis dimineață că Dumnezeu, ce, Dumnezeu, sunt naiv dacă ei cred în Dumnezeu și proști, au scos capul pe geam. Oh, tovarășul activist, n-o, cum mai dați un șut la Dumnezeu? Cu ce? Dumnezeul nostru este un războinic viteaz. Nu întotdeauna Dumnezeul nostru merge pe ideea aceea, las că te mai las. Nu! Războinicul viteaz este când intervine în acea zi în luptă. Să nu aveți imaginea că Dumnezeul viteaz lasă mereu ani în care să-ți bagi joc de El. Uneori lasă. Uneori lasă zeci de ani și te lasă să-ți bagi joc de El. Dar se este când în acea zi pune capăt. De aceea noi trebuie să umblăm cu Dumnezeul viteaz și să-L respectăm. Trebuie să-L cinstim. Trebuie să fim atenți cum vorbim despre acest Dumnezeu. Trebuie să fim atenți cum ne purtăm cu acest Dumnezeu. Că Dumnezeul nostru nu este doar un Dumnezeu al iubirii. Dumnezeul nostru nu este doar un Dumnezeu care să aibă răbdare cu orice facem noi. Este când intervine în biserică, în biserica primară. N-a tolerat minciuna. Haideți să recunoaștem. Așa că ni se pare că totuși este prea aspră condamnarea pentru o minciună, nu? Hai să recunoaștem, dacă suntem cinstiți, în mentalitatea noastră de astăzi. Adică, pentru o minciună să moară? Și să moară chiar în cadrul adunării? Dacă ar fi murit într-un accident, cu un car roman, sau măcar era, dar chiar... Cum, Doamne, ești atât de aspru cu minciuna în biserica primară? Războinicul viteaz este un războinic al adevărului. Pentru noi este o minciună și atât, dar nu suntem în război. Este tabăra lui Satan, care e tatăl minciunii. Și este tabăra Duhului Sfânt, care e Duhul adevărului. Hristos este adevărul, Dumnezeu este Dumnezeul adevărului. Deci nu putem să jonglăm cu metode din cealaltă tabără. Războinicul viteaz luptă pentru adevăr. De aceea, biserica primară, fiindcă prezența lui Dumnezeu era acolo. Și Dumnezeu a vrut să arate și această față. Eu pedepsesc chiar în ziua aceea. Uneori Dumnezeu lasă, El e suveran. El hotărăște pe cine lasă, pe cine nu lasă. Acest războinic viteaz aduce speranță, o promisiune de speranță pentru poporul lui Dumnezeu, că intervine în viața lor. Adversarii poporului sfânt vor fi înfrânți. Și imaginea din versetul 15 este o imagine de triumf. Cu caii tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari. Această imagine este o aluzie la traversarea Mării Roșii. În Exod, în Exod 15, este o cântare care prezintă pe Dumnezeu ca un războinic viteaz. Această cântare care prezintă pe Dumnezeu ca un războinic viteaz e cântarea pe care a cântat-o întregul popor. Și spune așa în Exod 15, versetul 3, Domnul este un războinic viteaz, numele Lui este Domnul. El a aruncat în mare carea lui Faraon și oastea lui. Este Dumnezeul tău un războinic viteaz? Este Dumnezeul tău personal un războinic viteaz? El luptă pentru biserica Lui. El luptă pentru credincioși. Dragii mei, nu trebuie să ne temem de nimeni. Trebuie să respectăm pe toți oamenii, dar nu trebuie să ne temem de nimeni. Știți de ce? Pentru că Domnul nostru este un războinic viteaz. Domnul ne apără. De așa să știți că orice bat joc la adresa credincioșilor,
va fi judecată de Dumnezeu. A fost cineva care a venit la biserică și a zis în felul următor, dar zice, dar despre voi credeam altceva despre pocăiți, că voi stingeți luminile, zice, așa m-au învățat alții. Voi sunteți din aia răi, dar la voi este prezent Dumnezeu, lăudați să fie Domnul. Războinicul acesta viteaz nu vrea ca să rămână în șelăciune. Războinicul acesta viteaz, știi ce dorește? Ca tu să lupți alături de el. Tu să lupți pentru cauza lui Dumnezeu. Tu să lupți pentru cauza Evangheliei. Tu să nu te temi. Noi trebuie să fim martori ai Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos cu toată ființa noastră. Amin. Și vreau să termin cu a patra parte a acestui psalm al lui Habacuc. Teamă și credință, de la versetul 16 la 19a. Știți care a fost reacția personalului Habacuc la această putere a războinicului divin? Spune în felul următor, că a tremurat, mi s-a cutremurat trupul. Și noua traducere spune că au fremătat buzele. De ce? De ce a fost reacția aceasta a lui? Când am auzit că acesta, mi s-a cutremurat trupul, mi se înfioară buzele. Când vede că Dumnezeu intervine în istorie, când vede că Dumnezeu războinic vitează, Dumnezeul care vine între noi, este teama aceasta de Dumnezeu. Și din teama aceasta de Dumnezeu se exprimă bucuria Lui. Mă voi bucura în Domnul! Bucurie care izvorește din frica de Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Amin. Noi vrem ca în biserica lui Dumnezeu să fie bucuria care izvorește din frica de Dumnezeu. Amin. Noi vrem în bisericile noastre să fie frica de Dumnezeu. Și din această frică să fim un popor al bucuriei. Se termină cu bucurie psalmul lui Habacuc. Se îngrozește în fața măreției lui Dumnezeu și apoi spune, mă voi bucura. Indiferent ce se întâmplă, mă voi bucura. Indiferent ce ani grei vin. A zis un prim-ministru al României, prim-ministru post-decembrist despre pocăiți. Ce voi sunteți singura speranță a țării acesteia. Nu e pocăit și nici n-are de gând să fie pocăit. A zis, voi sunteți speranța aceasta. Într-adevăr, poporul lui Dumnezeu, care are frică de Dumnezeu, va trăi în bucuria lui Dumnezeu, indiferent ce ani vin. Haideți să ne rugăm ca viața noastră să fie o viață în frică de Dumnezeu. Dumnezeul nostru să fie un Dumnezeu războinic viteaz. Să căutăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Și iar mâhnirile noastre și tristețile noastre să lăsăm explodate înaintea lui Dumnezeu. Și poporul lui Dumnezeu să fie un popor de biruitori. Amin. 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 Ne rugăm și mulțumim înainte. Și ați auzit aici, face o promisiune specifică. El poate să aducă înapoi pe cei plecați din adunarea sfântă. Pentru unii dintre ei ne-am rugat la timpul de rugăciune. Dacă există părinți a căror copii sunt neascultători, sunt fii risipitori, Domnul Dumnezeul nostru este în mijlocul nostru ca un viteaz care îi poate aduce înapoi. Dumnezeu să lucreze. Amin.